Game begin. Împotriva celuilalt graure, tu joci cu Redi și tu o să ai un obstacol. Eu. Pentru că tu joci bine și el e graure. Întreabă-mă, te rog, unde e bolul cu obstacole? Unde e bolul cu obstacole? Uite aici, mă bucur mult că ai întrebat. Ai sunt obstacole? Nu, e un bol. Vrei să alegi unul? Ăla, da. Mersi, mă. Ăla era sus, exact. Așa. Ia, ce zice acolo? Trambulină. Ei, hey, ce trambulină. Cuvânt. Oare ce se va întâmpla? Avem o trambulină aici? Băi. Jocul pe care o să-l jucați astăzi este ce joc? Hai să jucăm Fruit Ninja. Fruit Ninja, ești ok? Foarte bine. O să joci Fruit Ninja azi, alături de graure. Și eu. Ok, dacă mă bate, jucăm Fortnite. Dar haideți să nu mai pierdem timpul inutil și să trecem la joacă. Dacă am zis că o să ne jucăm cu trambulina, avem nevoie de o... Samsung. Bravo, trambulină. Da. Poți să ții tu ăsta, te rog? Sigur. Să ții și ăsta să nu iasă când mai registrezi. Tu dacă poți să tragi alea de acolo, spune da, aici. Perfect. Foarte bine. Asta-i de aia reală? Stai că vedem o... Iar acum este timpul ca eu să iau acest telefon. L-am luat și Redi să ne învețe cum să ne jucăm pe el. Păi, da, noi doi o să ne jucăm pe același telefon. Bine, e ecranul împărțit în două. Ok. Da. Și tu cum sari facem? Trambulină și hai să încercăm. În cazul în care vi se pare că este prea mult fum în cameră, așa este. Știu că poate vă deranjează un pic, dar e pentru efect, facem un video frumos, vă rog mult de tot. E ultima mea șansă să reușesc cu asta, vă rog din suflet. Hai să ne ridicăm să vedem cum o să meargă jocul. Hai să vedem. Hai. Este un mare dezavantaj să sar pe trambulină. Sau să pui în dificultate, iurea să fac părinții. Exact. No, am o discuție cu tine. Ai câștigat. Ce? El a câștigat, vă rog mult de tot. Două obstacole sunt mai multe obstacole în viață pe care să te înveți. Am mai dat tot asta. Să vedem ce se va întâmpla. Asta e ultimul meci și el câștigă pe ăsta, îl câștigă pe ăsta. Chiar este 100% obiectiv, nu va câștiga cine trebuie. Fac cinste. Nu, se pare că a câștigat cine trebuie. A câștigat drăgea, mă. Nu-i corect. Nimic nu este corect în viață. Și se pare că la finalul primei runde câștigător este nimeni altul, dar oare cine? Graure, felicitări. Mersi. Poți să-ți iei premiul altă dată. Se pare că să sar pe o trambulină și să te joci în același timp pe telefon este imposibil. Wow, cine ar fi zis? Niște prime impresii după primul meci? Mega tare. Puțin tristă, dar am pierdut, de aia nu greșit. E ok, poate te ajută mai departe cineva. O să vedem. Mai să vedem următorul bilețel. Te extrage, te rog. La locul la bun. Ia să vedem ce scrie pe el. Dance board. Clapă! Vom merge mai departe cu următoarea probă, clapă. Și anume ce? Să cânti la clapă în timp ce te joci pe telefon. Exact, clapă scrie. Haide să nu mai că așa avem, scrie clapă. Avem o clapă. Clapă! Și poate oricine. Dar hai să vedem dacă se poate juca și cânta în același timp. Te rog dacă poți să mă ajuți. Eu cred că o să câștigă asta. Nu, că nu așa e scenariu. Deja e mai bine ca pe trambulină. Ar fi super nașpa să te încurce multe alte chestii. Adică ar fi, chiar nu cred că ai avea șanse să câștigi așa, să zic sincer. Important este că doar asta te încurcă și nu te încurcă absolut nimic altceva. Bă, graule, dar nici tu nu joci pe cuvântul meu, dacă nu. Am obosit eu cât am împins la asta aici. Auzi cu ce te-ai dat pe asta? Foarte frumos. Bă, graule, dar nu prinzi momentul pe cuvântul meu. Ai grijă că astea sunt periculoase rău de tot bombele alea dacă le-ai luat, adus tot. Se pare că nu este atât de simplu să te joci și să și cânti în același timp. Cine ar fi zis? Încă o dată am avut dreptate. Cine l-a adus aici? Eu stau aici. Și se pare că în runda a doua avem parte de o mare surpriză și anume câștigător de data aceasta spre deosebire de runda întâi nimeni altul decât graure. Felicitări! Important e că ai participat, nu trebuie să te superi acum. Să
fericită pentru el. Sunt sigur, cu toții suntem. Ce frumos cânti după ce pierzi, bravo! Foarte îndrată, am pierdut la telefon, bravo! Se pare că încă o dată am avut dreptate, clapa și cutremurul organizat de mine nu au ajutat-o să câștige. Hai să vedem care este următoarea provocare. Te rog, dacă poți să ajungi în această cască de motor? A schimbat bolul? A trebuit să-l dăm înapoi pentru struguri. Ce scrie acolo? Arată și la cameră, te rog. Balance board. Balance board, nu vine să cred. Provocarea este casca de motor. Felicitări! Aceasta va fi provocarea ta. Ce trebuie să fac? Îți zic eu după. Deși poate nu o să pară un compliment, îți stă foarte bine cu casca asta. Haideți, vă rog, să luați un loc, Graurea, și tu un loc. Hai să vedem dacă o să te descurci să te joci cu casca pe cap. N-are cum să te încurce dacă e să mă întrebi pe mine. Hai să vedem. E ciudat că această cască, deși nu știe nimeni, are tot felul de vibrații. Și nu stă exact cum trebuie, pentru că nu e nici mărimea bună casca, am căutat perfect. Și e super cea când se mișcă scaunul față-spate, e și mai iurea. Cel mai nasol e când auzi gălăgie în cască. Oricum ar fi, te descurci minunat până acum. Chiar sunt un pic invidios că nu iese cum vreau eu. Sunt sigur că s-ar putea să câștigi. Mamă, ce greu vin bombele uneori. Se pare că ai câștigat. Felicitări! Și se pare că surpriza a venit la final de rundă, dându-i și eu rundă până la urmă. Felicitări, Redi, și ai câștigat. Să lași casca înapoi, te rog, din suflet. Și ce ne mai putem da seama este că te poți juca pe Samsung Galaxy S22 Ultra, chiar dacă ai o cască de motor pe cap. Sper din suflet că acest episod v-a fost de folos în viață. Vreau să vă invit la Bucharest Gaming Week. Vă aștept la standul Samsung. Eu în liceu mă jucam mult Fruit Ninja, dar niciodată n-am jucat multiplayer și vreau să vă zic că puteți să jucați multiplayer pentru că este mult mai fun să jucați cu un prieten. Așa e. Așa este, eu am fost aici, confirm. Bravo! Da. Pentru drăgi acasă, da. Spun că ați venit. Hai. Vă mai aștept pe la mine pe acasă. Top, poate ne mai vine și alte ocazii.